Ovo sad ćemo i da pakte, a vem ekipa da lava kaj put tebe. Onda kaj vem, da ne ekipa. Asta e ciocănită o idee a filmului. Deci, v-am zis că e nici o filmă, adică nu știu dacă e un ritual care se întâmplă în general sau... Nu știu. E un ritual care se întâmplă general între bikeri. Am descoperit după ce am început să scriu scenariul. Ideea a venit de la o poveste a unui prieten de-al meu, Rocker. Și mi-a spus că are pe cineva care are o motocicletă și obișnuiește să urce iarna la etajul 10 și să o coboare primăvara. Dar era doar o idee. Și am așteptat până am găsit mesajul pe care vreau să-l incorporez în idee, și anume că pe măsură ce avansezi pe etaje, ai ceva de pierdut. Și anume, am creat personajul să piardă prietenii și practic să descopere că i-a pierdut în timp și că prieteniile, în general, sunt ca alimentele, au termen de valabilitate. Care este relația actorilor cu scenariul? Dacă au avut loc improvizație, dacă au venit cu idei la dumneavoastră? Nu s-au depărtat foarte mult de scenariu, nici nu i-am lăsat. Dar, evident, există o negociere între regizor și actor referitoare la aproape fiecare replică în parte. Sunt câteva elemente de improvizație. Unul dintre aceste elemente este scena de la lift, când personajul lui Cătălin Stelian vrea să plece. Și inițial la filmare... Și liftul era potrivă. Exact. La dublele anterioare planificasem cumva să vină liftul după două etaje, dar la cea dublă pur și simplu nu a venit. Și în timp ce mă uitam la filmare, am realizat că se creează acel moment penibil în care niciunul din personaje nu vrea să se afle acolo. Și practic am păstrat această dublă. Am să vă întrebăm, am observat în momentele de, sunt anumite momente de tensiune, mă refer la cele dintre etaje, când există un conflict creat între personaje. Am observat că, sau ce puțin s-a părut mie, că ecoul de bloc e destul de accentuat. Mă întrebam dacă v-ați dorit lucrul ăsta. Ți s-a părut? Mi s-a părut? Ok. În schimb, am lucrat la altceva, și anume în momente de tensiune am coborât sunetul să creez o liniște și o așteptare. Exemplu ar fi momentul în care Adrian Titieni se ia la bătaie cu Costel Cașcaval. Cu câteva secunde înainte este o liniște care cumva pregătește un uragan ce urmează să vină. Revenind la actorii, am fost curios dacă a fost un casting mai lung sau dacă i-ați avut în cap pe acești oameni când ați scris scenariul. Pe cum s-au potrivit rolurile cu actorii. Când am scris scenariul, nici măcar nu aveam în minte că o să fac filmul. Pur și simplu l-am scris dintr-un pariu, l-am scris în 4 ore, exact draftul pe care îl vedeți. Și când lucrurile au devenit serioase și s-a pus problema să se realizeze acest film, am făcut casting. Și am dat probe cu aproape toți actorii și cei de pe scenă sunt cei câștigători și mai sunt vreodori. La probe i-ați rugat să joace și împreună, să vedeți cum caracterile la tine, sau...? Nu. Au jucat împreună doar la repetiții, după ce am decis deja cu cine voi lucra. În principiu am jucat eu rolurile celorlalți patru. Așa, trebuie să mă întreb că am fost foarte puțin derutat, poate nu trebuie să mă crește de ultim, de partea în care apare acel domn asiatic. Mi s-a părut foarte random. Pentru mine, asiaticul reprezintă o cultură diferită și anume am rămas șocat acum câțiva ani la o știre, la un campionat de fotbal, cum că galeria echipei de fotbal chineze era singura galerie din lume care rămânea după meci și strângeau toate gunoaiele pe care le făceau. Și mi se părea greu de înțeles cultura asta a lor. Și
Am ales să folosesc acest chinez ca exemplu de personajul pozitiv și harnic, care ar vrea, fără niciun interes, să ajute și cu toate astea să fie refuzat. Ca viață. Există întrebări din public? Mulțumesc. Da, într-adevăr, motocicleta era grea. Era grea motocicleta? Eu mă bucur foarte mult că am făcut parte din acest proiect și de câte ori mă întâlnesc cu echipa și cu cei care au participat, simt o mare bucurie și ne simțim foarte bine. Adică ce vreau să zic, a fost o întâlnire de zile mari. Adică ce vrei să zici? Că m-am simțit foarte bine și că îți mulțumesc că m-ai adus la acest proiect. Ați jucat 9 etaje cu motocicleta? 10. 10 etaje. A, și pe lângă asta, de fiecare dată facem câte un selfish de ăla, nu? Cum îi zicem, selfish. Sperând că o să facem și încă unul cu doamna Ellen la Oscar la anul. Dar mai e până atunci. Nu, chiar vrem. Am și o întrebare. Am un microfon. N-am reținut la care dintre filme, dar pun o întrebare la modul general. Cu sprijinul CNC. Filmul cu motocicleta a avut sprijinul CNC? Da. Ce înseamnă sprijinul CNC? Vă spun ce știu eu despre sprijinul CNC. Știu așa, că scenariul a fost înscris la concursul CNC pentru scurtmetraje și a câștigat o finanțare anul trecut, finanțare reprezentând undeva până la maximum jumătate din bugetul real. Și din ce știu eu de la producătorul filmului, doamna Velvet Moraru, s-a accesat o parte din acei bani și pe lângă ei, atașați alți bani din fonduri private, s-a realizat acest film. Deci a participat oficial la o competiție la CNC și a câștigat, da? Exact. Da, da, bine, mulțumesc. Mai sunt? Cu CNC-ul? Să facem la primul piano. Ce s-a întâmplat cu motocicleta după filmări? E la terapie intensivă. Ce face? Motocicleta o avem în continuare pentru că urmează Mi s-a pus întrebarea asta de 15 ori. Nu, voi n-ați luat ceva mult mai complicat. Când am început filmările și am văzut că trebuie să urcăm motocicleta, mă gândeam câte duble o să trage, dar tot a fost bine și a intrat exact cât ar trebui. Dar nu, suficient. La prima scenă cu urcatul primului etaj am folosit mai multe duble pentru că am fost să imprim în mintea actorilor și a celor din echipă că nu e chiar ușor să urci acea motocicletă. Au fost inițiat niște discuții, vorbesc serios. Da. Evident, pe măsură ce mai fei și alcool, lucrurile cu greutatea se dizolvă. Dar erau anterior acelei scene niște discuții referitoare la realismul greutății motocicletei și i-am convins pe toți după ce am dat 6 duble și lucrurile s-au liniștit. Și evident, pe măsură ce dispărea câte un personaj, motocicleta devenea din ce în ce mai greu. Adică să conținem oboseala, să fim conținut oboseala. Că altfel puteai să urcai un etaj și făceai... Dar de ce nu jucat așa la film? N-am jucat așa. Asta era zâmbă pe partea a doua. Asta era pentru filmul de după. Să mă simți. Apropo, filmul de după, trecem mai departe. Avem cu noi pe domnul Alexandru Dumitru și pe domnul Paulu, întâmplător, apare? Nu apare, chiar întâmplător.
Eu am venit pentru că ai putere. Mă bucurăm că ați venit. Ia-mă la bicicleta pe scări. Am fost invitat. Cred că prima întrebare care aș putea să o pun, nu știu că știți răspunsul, de unde vine titlul filmului? Nu știu răspunsul. Ce nu-i trebuie de aici? Nu. Nu, nu cred că, nici eu. Nu, eu, adică l-am întrebat și pe regizor și nu știu. Nici acolo nu e clar. A spus, am plecat nu știu unde, că ai plecat să treva și m-am întors și știam, e piano, piano. Mi-am dat seama, e piano. Asta e. Serios. Poate e felul specific în care trebuie un piano mănuit. Chiar nu știu. Pe mine m-a surprins foarte tare apariția dumneavoastră. Aici? O iau ca pe un compliment. Da, da, da. Bine, aș fi avut întrebare legată de momentul de început, scena de dragoste dintre cei doi. Pentru că nu-mi dau seama exact, vreau să am o discuție cu actorii, nu-mi dau seama exact cum se naște, cum se naște naturalețea în astfel de situații. Greu. Greu. Uite, te rog, eu tot am senzația că o să cazi acolo. Serios. Zi, nu, bai. Păi știu că a fost, chiar a fost o chestie destul de complicată, pentru că Boguța a făcut un casting unde a spus treaba asta, dar oamenii nu știau exact cât de departe o să meargă și au fost probleme încă de la casting, adică anumiți actori și actrițe s-au retras din cauza asta și pe urmă știu care peta cu ei o zi treaba asta. O zi întreagă au stat și au făcut doar scena asta de la început. Mă rog, știu că... Na. Până la urmă trebuie să-ți dai haine de jos și te filmează cineva. Și a lucrat o zi separat lucrul ăsta. Știu că s-au chinuit destul de tare. Și pentru Sfântul Grâncu, vreau să întreb ce fel de indicații ați primit în ceea ce privește atmosfera filmului. Știam doar că trebuia să fost tare. Inițial trebuia să... Înceteze ploaia pe măsură ce înaintează conversația lor. După ce vine Șerban, trebuia să se oprească ploaia, dar până la urmă hotărât să rămână pe lucru. Și nu știu dacă s-a prins cineva că ia să spală pe dinți. Aba da! Păi asta era și ideea. Trebuia să se ducă la... să se întâlnească acolo cu Șerban, curată, pentru că... O sper și că nu. Îmi cer scuze că vă promis să facem un fel de telefon frotit, dar veți vedea ce l-a determinat pe domnul Boguță să facă acest film? O să-l sun, dacă... dar... Telefonul frotit. Da, nu e la filmare. Nu știu ce l-a determinat. Am senzația că e ceva fotografie. Dar nu știu de care parte a... dacă era în față sau pe scaun. Asta nu știu. Dacă... Nu, serios, mi-a zis că au fost niște... Da, știu, îți rămân... Și asta cred că l-a determinat. Și sigur, dorința de a apărea pe ecran. Forma asta. Și pe dumneavoastră, cum v-a abordat să preluați acel rol? Pe mine m-a telefonit, m-a și-am dat și casting, adică nu, am fost la casting și, na, ce să fac, am învățat textul, nu. Da, foarte greu. Nu eram obișnuit, îți dai seama.
părinții mei voastre destul de dramatică și mă refer aici la... la vestimentație, cum de-a fost. Se pare că mă întrebăm dacă a fost conceput în felul ăsta. A fost conceput în felul ăsta? Pentru că aveți eu un patron acela lung și... Parpalac, să ziceam. Parpalac. Amintește cumva de film noir, de filme detective din o anumită perioadă. Mă întrebăm dacă a existat... Domnule Boguță a dorit să citez un titlu așa internațional, Parpalac. Și Parpalacul nu știu de ce pare... pare haina încornoratului sau nu știu. Și așa atemporal, că ei sunt goi. Și atunci haina mai atemporală ca Parpalacul, atunci zic așa o chestie să nu se înțeleagă unde suntem. În Anglia, în Cehia, oriunde, Georgia, nu se știe. Nu, serios, asta a fost. Adică a fost un gând în spatele Parpalacului și nu știu dacă... dramatic. Funcționat, dar s-au avut și mai multe haine. A fost o înșelită treabă. Dacă există întrebări în public? Mulțumim. Să trecem. Vedem cu noi pe domnul Mark Solomon, care a regizat Fragil. Ne puteți spune despre ideea și cum ați rezultat-o? Pot să spun că ideea a pornit de la o poveste reală. Ai fost pe tot. Finalul nu e același. Nu știu ce să spun neapărat. Ați făcut casting pentru Da. Și pentru cele 6, nu. 5 roluri de băieți au venit vreo 6-7, iar pentru rolul fetei au venit vreo 8 fete. Au fost, sunt neprofesioniști, înțeleg? Și poate liceului? Unii sunt neprofesioniști, unii au mai jucat, Vlad Vod, de exemplu, a jucat în filmul Adrian Sitaru, Olivia. Vlad Vod este băiatul Florin Vod. Da, și și înțeleg că unii sunt neprofesioniști. Da. Mă întrebam de ce opțiunea asta pentru a fi neprofesioniști. Pentru că nu aveam de unde să iau actor și atunci am început să iau și din prieteni. S-au potrivit câte cât. Pe prima scenă este complet în afara filmului și dacă ați vrea să comentați de ce ați început filmul așa. Pentru că e important și mediul familial, nu? Ați vrut cumva să creați deja o, nu știu, tematică a... Mi se pare că familia e un pic puțin desminată, e o relație proastă între soț și soție și dacă cumva asta ajunge la tema de relații care merg prost. N-am gândit-o așa în orice caz. Da, faptul că tata e polițist are o relevanță? Da, mai ales în momentul când trece pe lângă ei. S-a presie. Ok. Ce? Eu nu-i intenționat. Înțeles. Vreau să vă întreb, scenariul a fost scris de dumneavoastră. Ok. Și băieții au contribuit în bun fel? Cu intervențiile, mă rog, apelative și pentru care s-a adresat în nu, scena cu coaiele, foarte multe coaie a fost gândită. Doar Gabriel Spahiu a improvizat în scena din mașina cu părinții. Au trecut câțiva ani de la vremea liceului. Chiar așa se vorbește? Da. Da? Om, nu, dar să știi. Și nu numai la licei. Nu numai la liceu. Avem și întrebări din club? Mulțumesc. Din public, vreau să vă mulțumesc
la toți care sunteți pe scenă. Și de fapt nu am întrebare. Vreau să, pentru următoarea ediție, a noua, cei care se ocupă de organizare, să țină cont că nu toată lumea cunoaște limba engleză. Poate cunoaște italiana sau poate cunoaște sârba, limba sârbă. Voi ați fost acum a șasea peliculă, deci au rulat 5 la prietenii filmului de la orele 14. Au rulat 5 scurtmetraje. Voi acum ați făcut-o pe a șasea, toate au fost bune și cea de a șasea care se desfășoară acum este grozavă. Numai că, spre exemplu, ieri, după ce s-au terminat proiecțiile la secțiunea internațională, cei care